Starea de bine sau salariul? Ce crezi că este mai important pentru angajați? Cele mai recente studii spun că peste jumătate dintre angajații din lume ar fi dispuși să renunțe chiar și la 20% din salariu pentru a da prioritate calității vieții lor. În același mod, companiile ar trebui să vadă oamenii dincolo de cifre și rapoarte standardizate, să se oprească puțin din sprintul pentru profit și să-și întrebe oamenii cum te simți. Vom descoperi astăzi, într-un nou episod Make It Work, care este diferența dintre productivitate și performanță, ce spun experții legat de metricile tradiționale de productivitate, dar și ce se întâmplă când companiile se gândesc doar la rezultate. Make It Work. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Liderii de organizații se confruntă cu o provocare majoră în măsurarea performanței angajaților, iar experții spun că asta se datorează metricilor tradiționale de productivitate care nu mai dau randament și nu mai corespund realității. În prezent, liderii de business pun accentul pe cantitatea de muncă pe care o realizăm într-o anumită perioadă de timp. Este despre cât de mult reușim să facem, câte sarcini bifăm pe listă, cât de rapid răspundem la e-mail-uri sau câte documente finalizăm într-o zi. De exemplu, pentru un angajat dintr-o fabrică, productivitatea poate fi măsurată prin numărul de piese produse într-o oră. Într-un birou, poate fi despre câte rapoarte a completat un om sau câte telefoane a dat. Adică o modalitate de măsurare a performanței puțin învechită, după cum vom putea constata. Conform raportului Deloitte 2024 privind tendințele globale ale capitalului uman, aproape 75% din liderii de organizații consideră că identificarea unor noi metrici de măsurare a performanței este crucială pentru succesul organizațiilor lor. Totuși, doar 40% dintre aceștia iau măsuri în această direcție și numai 8% se consideră cu adevărat eficienți în implementarea acestor schimbări. Raportul Deloitte recomandă orientarea către sustenabilitatea umană, care include starea de bine, bunăstarea, fericirea și scopul muncii, ca mijloace de îmbunătățire a performanței echipelor. Astfel, accentul cade pe cât de bine realizăm sarcinile și cât de mult contribuie munca noastră la obiectivele generale ale echipei sau organizației. Performanța nu înseamnă doar să facem lucrurile repede, ci și să le facem bine, să aducem valoare și să avem un impact pozitiv. Liderii care reușesc să implementeze aceste noi măsuri de performanță sunt mai predispuși să obțină rezultatele dorite, atât în ceea ce privește succesul organizației lor, cât și în ceea ce privește starea de bine a angajaților. Ce poți face tu în calitate de lider pentru a îmbunătăți implicarea și performanța? Gallup îți oferă câteva sfaturi concrete. Oferă feedback în mod regulat. Oamenii au nevoie să știe cum se descurcă și cum pot contribui mai bine. Ține oamenii la curent cu ceea ce se întâmplă. Transparența și comunicarea deschisă sunt esențiale pentru a crea un sentiment de apartenență. Oferă libertatea de a lua decizii. Angajații cărora li se oferă încredere și autonomie sunt mai implicați și mai productivi. Include echipa în stabilirea obiectivelor. Când oamenii participă la stabilirea obiectivelor, se simt mai motivați să le și atingă. Preocupă-te de starea de bine a oamenilor. Oamenii care se simt apreciați și susținuți sunt mult mai implicați în munca lor. Asigură-te că toți sunt incluși. Sentimentul de apartenență și de colaborare este esențial pentru o implicare ridicată. Discută ce ați putea îmbunătăți. Un mediu de învățare continuă și de feedback constructiv stimulează implicarea, motivează oamenii. În concluzie, măsurarea succesului unei echipe nu ar trebui să se bazeze doar pe cantitatea de muncă realizată, ci și pe impactul pozitiv pe care aceasta îl are asupra oamenilor și organizației. Investind în starea de bine a angajaților și adoptând noi metrici de măsurare a performanței care reflectă realitatea actuală, managerii nu doar că îmbunătățesc productivitatea, dar și creează un mediu de lucru în care toată lumea poate prospera. Sper că și astăzi v-am fost de folos cu acest episod Make It Work, realizat în parteneriat cu MedLife, cea mai mare rețea medicală privată din România, care susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în țara noastră. Împreună cu MedLife, prin tot ceea ce facem în proiectul Hacking Work, podcast, newsletter, articole de blog și toate episoadele Make It Work, vrem să vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
Spor la treabă, servus! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife.